Significativ. Deci acești oligari care există acolo și care au acum în sondaje o imagine deplorabilă, cred că nu vor reuși niciodată să se spele de miliardul dispărut de la Banca de Economie. Sub nicio formă, în percepția publică, nu cred că vor mai reuși să-și revină. Problema lor, protecția lor, a fost că de multe ori, sub semnul unei nevoi acute de fluturare a steagurilor de integrare europeană, au fost tolerați în sensul în care li s-a cerut de multe ori să ne mințiți-ne frumos. Fluturați steagurile integrării europene și ne facem că nu vedem că ați vândut 80% din sistemul financiar Federației Ruse sau aeroportul Federației Ruse. Din păcate, în Republica Moldova, diferența dintre integrarea steagurilor fluturate sau lor europene fluturate și integrarea steagurilor nefluturate, adică procese de integrare care se trebuie să se întâmple când pleacă oficiali europeni, din păcate, diferența asta a fost destul de mare. Și acești oligarhi au reușit, cum s-a spune, să aibă un tip de protecție, inclusiv la nivel de politică externă.